Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. După câte v-ați obișnuit în cadrul acestei emisiuni, încercăm să abordăm cele mai strâncente probleme cu care se confruntă, de fapt, societatea. Până la urmă, însă, realitatea ne demonstrează că există o serie de probleme pe care le-am putea numi, pe drept cuvânt, cronice. Ori despre una din ele ne-am propus să discutăm în ediția de astăzi. Este vorba de construcțiile ilegale din municipiul Chișinău și în mod special din capitala noastră. Aceste aspecte vom încerca să le abordăm împreună cu Victor Poliakov, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Și Dinar Cojocaru, consilier PSRM în CMC de asemenea. Bună seara, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre! Bună seara! Domnule Poliakov, haideți să facem o scurtă incursiune în ceea ce se numește construcții ilegale în Chișinău, pentru ca mai târziu să ajungem să discutăm despre ceea ce se întâmplă de fapt la zi. Problema s-ar părea că a culminat atunci când în fruntea capitalei se afla Dorin Chirtoacă. Ori de o bucată de vreme dânsul nu mai este. Problema rămâne în vigoare și este una destul de stringentă. Cum de s-a întâmplat acest lucru? S-a întâmplat în primul și în primul rând grație faptului că nicătând la ce că el s-a aflat la guvernare 10 ani de zile, în tot acest răstimp, el nu a izbutit să aprobe un plan urbanistic general al municipiului Chișinău, care ar avea prevedere clare fiecare metru pătrat al municipiului Chișinău, ce se preconizează a fi edificat. Fie el o construcție socială, fie el teren pentru construcții comerciale sau edificarea blocurilor de locuit. Deci, odată ce așa un plan ar fi fost aprobat, care ar prevedea strict fiecare din zona municipiului Chișinău pentru ce ea este planificată, atunci emiterea unor autorizații ilegale din start, din diferite motive sau mai știu eu, nu avea loc să fie. Deci, dacă ar fi un astfel de plan, așa ceva nu s-ar întâmpla, deoarece odată, mai mult ca atât, elaborarea unui astfel de plan urbanistic general al municipiului Chișinău ar facilita posibilitățile pentru investori, deoarece un beneficiar, de fapt beneficiar, o companie care se ocupă de construcții, deschizând un site interactiv cu o cartă care ar relata toate aceste zone și pentru ce ele sunt planificate, oricare din constructori ar înțelege. Iată, uite, aici eu am posibilitatea să fac una. Dar există premise aici reale să credem că acest plan despre care vorbiți dumneavoastră ar fi adoptat în viitorul apropiat? La sigur, apropo, este una din propunerile domnului Ion Ceban, candidat pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, de a aproba până în aprilie anul viitor, anul 2019, un plan urbanistic general al municipiului Chișinău, care ar prevedea totul despre ce am vorbit un pic anterior. Și desigur că aprobarea unui astfel de plan general pe viitor ar scoate în deopște problema emiterii unor autorizații prin care se permite, de exemplu, construcția chiar vis-a-vis de ferestrele tale a unui alt bloc multietajat sau construcția îndeopște a cărorva edificii în care nu se încadrează în aspectul, să zicem, aspectul arhitectural sau aspectul artistic pe ansamblu locului celălalt. Deci, acest plan va reglementa strict de la A până la Z totul ce ține, inclusiv și de posibilitatea construi sau nu, înălțimea edificiului, culoarea și multe alte chestii. Domnule Cojocaru, dacă aruncăm o privire asupra ce se întâmplă în capitală, în mod special în timpul campaniilor electorale, am putea spune că numărul acestor construcții ilegale ia proporții. Până la urmă este o poziție subiectivă. Haideți să vedem dacă este așa și în același context vreau să vă întreb. Colegii noștri din presă au tot scris despre faptul că dacă nu ai acoperire politică, rămâi ca să bați pasul pe loc în raport cu aceste construcții. Vreau să vă pronunțați pe marginea acestor două teze, dacă e așa sau nu. Deci eu gândesc că la cetățeni lucrul dat nici nu trebuie deja de demonstrat, că să știe că ultimii ani destul de agresiv companiile, multe companii care au o apartenență politică, PL, PD, se ocupă cu dilapidarea, înstrăinarea sau printr-o oarecare altă schemă a unui teren municipal ca ulterior să construiască un edificiu
Nu importă de ce tip. Marea majoritate, desigur, astea sunt edificii pentru construcția apartamentelor și nu știu de ce. Nu este în periferie orașului, unde în normă, în toată lumea, se dezvoltă orașul, mers spre periferie. Centrul istoric se lasă ca centru istoric și cu uități mândresc, se dezvoltă partea turistică ulterior pe seama lui și se menține. Actualmente, edificiile la noi sunt, da, pot să spun cu certitudine că sunt criteriu politic. Vă dau un exemplu simplu. Vă rog, zilele acestea, Silvia Radu s-a dus pe Alba Iulia II, unde a stopat o construcție din spusele ei, nu se va construi. Dar în același timp noi avem cu un cartier mai departe două construcții care sunt construite peste casa oamenilor la care ea a fost invitată vinerea, în vinerea Paștelui. Eu am fost la terenul dat, la care ei scrie un mesaj, i-a lăsat numărul de telefon, a promis că va stopa. În urma închetei am aflat că acolo este buni băieți cu carnet albastru și ei sunt protejați. Ba mai mult ca și atât, acolo sunt două construcții ilegale. Una din ele, evident, se vede, avea permisiune de a construi până la 3-4 etaje, nu mai mult, însă noi am fost deja cu experți, acolo coloanele sunt turnate pentru construcția unui edificiu cu 11 etaje. Vă spun mai mult ca și atât, uitați-vă astăzi ce se întâmplă la, pe Bulevardul Moscovei, lângă piața Alioșina. Da, spuneți. Merge o demolare a fostului palat a sindicaliștilor, care iarăși merge cu o apartenență politică. Acolo în genere este o schemă frauduloasă făcută, unde piața Alioșina era o piață privată. Pentru ca să fac, știți că acolo Kauflandul vrea să construiască, este un palatul care a fost procurat de către, de la sindicate, de către Shor, companiile afiliate Shor, care ulterior a fost de multe ori pus în gaj la bancă, ca în 2017, luna iunie, el împreună cu cafeneaua Guguță să fie procurat de către compania Regata Invest, dacă nu mă înșel, cu o sumă de 10 milioane. Conform calculul experților, aceste sume nu sunt argumentate. Sunt niște sume umflate. Dar asta este biletul de intrare, spunem așa, într-un partid care este acum la guvernare și noi știm destul de bine cine el este și culoare are și că guvernează la moment. E că asta e un pas. Da, domnule Poliakov, ajungem volens nolens în albia aspectului juridic. Cum se tolerează aceste încălcări? Pentru că și domnul Cojocaru vorbea despre o schemă destul de frauduloasă și în același timp ce fac organele abilitate? Ca reprezentanți, nu știu, ai Consiliului Local, ați sesizat, ați scris, ați fost alături de acești oameni? Pentru că știu că ați fost și în teritoriu, spunea și domnul consilier anterior. Da, sigur. Aici trebuie în primul rând să privim din perspectiva juridică ce ne permite nouă lege, cum ne permite nouă lege să acționăm. Din păcate, legislația în domeniul construcțiilor este una foarte vagă, așa mai puțin reflectată în care este motivul. De facto, contracararea unor acțiuni ilegale ce ține de construcție este reflectată doar într-un singur articol al Codului Contravențional, articolul 179, care privede, atrage la răspundere contravențională doar pentru construcția fără de autorizație de construcție. Mai mult ca atât, chiar anul trecut, dacă nu greșesc, a fost modificată dacă până acum se aplica amendă cu demolarea construcției edificată fără de autorizație, păi acum nici nu trebuie demolată. Deci se rezumă doar la o amendă și gata. Cu toate că este o chestie absolut incorrectă. Cum poate fi lipsit magistratul să nu aplice așa ceva atunci când o construcție este edificată fără de autorizație, nu este coordonată cu niciun organ și
Nu se știe îndeoște cum, cum el a fost edificat. O să, o să fie rezistentă la diferite cataclizme sau nu și multe, multe alte chestiuni. Da. Din păcate... Domnul Policol, dar nu vă supărați. Da. Spuneți, nu vă pare că legea, legislația în Republica Moldova este duală? Că dacă vorbim despre aceeași construcție care acum 8 luni de zile a fost demolată de lângă Palatul Sindicatelor deoarece punea rezistență partidului de culoare albastră și contrandafir pe el, dar o altă construcție nu este demolată. Oare nu vă pare că actualmente în aceeași companie electorală, aceeași Silvia se duce la unele construcții și pune sechestru că până este la hotărâre ilegal? Este ilegală, necătând la faptul că ea este însă și ea în funcție ilegală. Nu vă pare că semnătura ea, care nu are nicio putere juridică, nu știu de ce apare puterea ei acolo unii, poate merge chiar și o construcție corectă. Și totodată nu are putere juridică, acolo unii lor le este convenabil. La sigur, la sigur, asta e evident, sunt evidente acțiunile ei doar pentru campanie electorală, dar care este chestiunea aici? Totul este, la drept vorbind, foarte simplu. Aici se observă evident, se observă evident o conlucrare dintre PD și PL, începând la nivelul național și până la cel local. La nivel național, PL se angajează cu, uite, eu votez tot ce este necesar, dar când vine vorba despre ajustarea legislației în domeniul construcțiilor și să favorizeze administrația publică locală, primarul este cel care îi eliberează autorizațiile, să țin așa un pic mai liniștit. Un exemplu foarte simplu. Legislația, legea care privede eliberarea autorizațiilor de construcție se numește legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, care a fost adoptată în anul 2010, dar vă rog să atrageți atenția. Cum anume a fost ea adoptată? În primul și în primul rând, este foarte slab în ceea ce ține de prezentarea documentelor din partea beneficiarului construcțiilor. Or, el este obligat să prezinte 2-3 documente, în rest se accentuează un pic mai jos cu aliniat, dacă vorbim de eliberarea acestui de urbanism, că prezentarea oricăror altor informații este inadmisibilă. Da. Păi atunci, dar să primești că dacă eu vin și depun cerere împreună cu 2-3 documente care sunt obligat, în rest eu nu sunt obligat nimic să prezint, oricare adresare a administrației publice locale să prezinte încă careva documente este ilegal din partea lor. Domnule Cujocaru, ați făcut referire anterior la prezența doamnei Radu în teritoriu și la explicațiile acelea vagi pe care le-a dat de fapt oamenilor care au ieșit să-și protejeze bucata de pământ din fața casei. Până la urmă a fost destul de incertă și în loc a răspunde întrebărilor propriu oamenilor, dânsa am vorbit despre statul de drept, de democrație, niște chestii destul de ambigu până la urmă. Un primar are această abilitate de a face până la urmă lumină. Dacă nu primarul și prin funcționarii care îi are în cadrul acestei primării, cine ar putea să facă lumină? Deci, în primul rând, vreau să atrag atenție că la tot ce este creat în oraș, murdăriile astea, construcțiile ilegale, suntem de vină toți noi, cetățenii în municipiul Chișinău, de atât că le-am permis lor să facă. Iar când ei ies în teritoriu și când îi dai o întrebare ei concretă, la care, conform atribuțiilor statutului primarului general, la moment statutul lui are mai multe obligațiuni și permisiuni decât are președintele Republicii Moldova. Noi am mai vorbit la tema asta. Și când ei ies în teritoriu și spune, mă iertați, trebuie să văd, să analizez, astea sunt povești. Aici sună păpușarul și zici, Silvica, construcția asta trebuie să margă. Du-te în companie electorală de o altă construcție. Dar asta trebuie să margă, că sunt termeni, banii dăm să achitați. Asta este problema, dragilor. Dacă noi ne vom consolida și noi primim... Spuneți-ne de ce construcția trebuie să fie construită pe un loc unde nu avea număr cadastral. Ca ulterior, după ce s-a derulat construcția, să apară acest număr cadastral. Ori spuneți-mi de ce în zona unde este o zonă spațiu verde, că vorbim de Palatul Sindicatelor, ce acolo are loc așa, acolo era o rezistență a cetățenilor locali. Ei au hotărât-o și rezistența asta.
Isodul s-a impus pe persoana care avea piața de la Alioșina, celor ce a dat o parte din teren, acolo să construiască niște case de locuit. Chipurile, un lucru nobil. Dar lucrul acela nu este lucru nobil. Este cu aspect comercial și vă spun mai mult, aceea să fie intrarea pentru ulterior în locul sindicatelor va fi construit magazinul Kaufland, care în toată lumea nu se construiește în centrul orașului. Dar anticipați întrebarea mea. Uite, această palmă de pământ care e numită Chișinău, până la urmă este o suprafață limitată. De ce aceste magazine sunt, dacă nu în inimă, atunci în capitală și nu undeva în periferie? Domnul Poliakov făcea referire la această strategie de dezvoltare a orașului. Nu avem terenuri în suburbii, în preajmă? Deci... sunt o șir de capitale care au planul urbanistic general din 1700 și merg pe el. Nu știu de ce străzile rămân tot așa late. Ei se adaptează după plan. La noi, din păcate, când chiar face același plan de, hai spune, studiu de fizabilitate, în cât timp tu ai să-ți răscumpere investițiile puse? Da. Dar uitați-vă în toată lumea, nu toți se laudă că scot investițiile timp de un an de zile. Da, el a făcut o investiție majoră, destul de importantă pentru familia lui, pentru compania lui, dar ea se restituie în 5, 6 ani, 10 ani de zile. Asta și este că el impune aportul lui pentru dezvoltarea orașului, iar autoritatea publică locală îi permite lucrul ăsta la periferie. Dar el cu timpul scoate, răscumpără investiții. La noi toate investițiile se răscumpără în 2-3 ani. De ce? Pentru că ele sunt puse nu din punct de vedere strategic a dezvoltarea orașului, dar din punct de vedere strategic a dezvoltare a agentului economic. Până în final, noi cu cine trezăm? Vă dați seama, dacă acolo va fi Kaufland, vă luăm exemplu metro. Uitați-vă ce se face lângă metro, necătând la faptul că el s-a făcut în marginea orașului. Încolo de fiecare dată, la cotitură, la ieșiri din oraș, când o iei spre Stăuceni, este ambutiaș. Tot timpul este așa. Dar dacă e zilele de weekend, în genere, îi prăpăd. Am închipuiți-vă că toată situația asta este făcută în centrul orașului. Oare asta nu va fi un caz că vom sta acolo în ambutiaj câte 2-3 ori? Ba mai mult cu atât. În capcana asta chică chiar persoanele care vor procura apartamentele din preajmă. De ce? El îți vrei să fie acasă seara, dar totodată oamenii seara îți duc și îți cumpere o marfă, îți cumpere un produs. Produsul, el n-a să duc să-l iei de la metru, că e departe, el îți duc aici să-l iei. Nu știu de ce, dar tot știu că la noi în oraș este problemă cu ambutiaj. Pe că noi avem la Moldova construcții care sunt date fără acordul primăriei, Consiliul Municipal, da. El deja se demără. Noi deja știm că este problemă. Arătați-mi dacă acolo sunt parcări subterane. Nu sunt. Iar se urmărește scop comercial. Lui trebuie apartamente și spații comerciale. Că tu n-ai să ai unde parca, asta e problema ta. Dar ulterior problem, cetățeanul când s-a cumpărat apartamentul acolo, el nu vine cu nemulțumiri către compania care a construit, dar el iar vine la autoritatea publică locală. Cu ce să alege autoritatea publică locală? Cu cheltuieli ulterioare, că el trebuie să facă ori o parcare, trebuie să găsească și locul unde să parcheze, ori el trebuie să construiască un pod care trebuie să înconjoare acest ambutiaj. Dar din punct de vedere financiar, este mai corect. De exemplu, noi știm că e problema e că acum, vorbim cert, avem construcție de pe Bulevardul Moscovei, da, fost Palata Sindicatelor. Nu este mai rațional. 53, da. Nu este mai rațional ca Consiliul Municipal să aloce o sumă de bani să răscumpere terenul dat și să facă acolo o zonă verde. Asta ar descărca pur și simplu orașul. Și întrebarea mea, chiar vroiam să-l întreb pe domnul Poliakov. Domnul Poliakov, noi până la urmă s-ar părea că asistăm la un teatru al absurdului. Pe de o parte vorbim despre dezvoltarea capitalei, care este o chestie inerentă, pe de altă parte vorbim despre apariția tot felul de giganți economici, dar nu vorbim despre grădinițe, terenuri de joacă, tot felul de centre care ar putea ca să dezvolte. Am avut un centru care doar un sfert sau jumătate a fost reconstruit, celelalte blocuri se ruinează. De ce? Ce e cu acest teatru al absurdului? Unde sunt grădinițele, terenurile de joacă? Și dacă e posibil, tot în contextul ăsta ce spunea domnul Cojocaru, ar fi corect și există strategie legală ca să răscumpărăm acest teren? Da, există o astfel de procedură, este important voință. Din păcate, lipsește voință din partea administrației publice locale, dar și în primul și în primul rând de cel ce conduce cu executivul, primarul, de a
dezvolta orașul din perspectiva construcțiilor unei edificii culturale, sociale, care ne-ar dezvolta pe noi înșine, dar nu împânzirea orașului cu centre comerciale și așa mai departe. Nu spun că nu este nevoie, dar este nevoie, cum am menționat anterior și colegul, că acestea, dacă este vorba despre centre magazine mari precum Metro sau Kaufland, să fie construite în afara orașului, ca să nu creeze situații de disconfort pentru însăși cetățenii care locuiesc în preajma acestei construcții, prin faptul că întârzie la serviciu sau vin acasă târziu din, și stau câte o oră, două în ambutiaj și așa mai departe. Dar aici noi iarăși ne întoarcem la situația în care, dacă ar fi fost elaborat și implementat cu adevărat un plan urbanistic general, așa ceva nu s-ar permite în sine, deoarece un constructor ar înțelege că nu am să obțin autorizația, deoarece, uite-te, pentru acest colț de pământ este prevăzută construcția unui nu știu, o construcție de gen culturală sau socială. Da, nu contează care nume. El ar ști bine. Și mai mult ca atât, el dacă ar vedea că acolo este un teren, el ar ști deja unde să aplice. Și nu pur și simplu să cumpere așa, dar să fie efectuată o licitație, așa cum prevede legea, fiindcă este o altă problemă tot destul de mare, cu toate că chiar și un pic merge în paralel cu această problemă. Faptul că noi în municipiu să vând cu duiumul loturi de teren pentru prețuri de mizer și omitem venit de zeci de milioane de euro, poate chiar și sute. Da. Asta este. Domnul Poliakov, dar ce facem noi cu centrul orașului? Pentru că noi întotdeauna vorbim despre faptul că ar fi cazul să preluăm exemplul de la capitalele europene, nu știu ce. Haideți să privim ce fac prietenii noștri, colegii. Până la urmă, centrele istorice sunt adevărate bijuterii care sunt conservate. Spunea ceva mai devreme despre reprezentanții altor partide care dispun de mijloace bănești și își pot procura un anumit teren fără mari probleme. Să admitem prin abstract că deținem o anumită sumă de bani necesară pentru procurare. Am putea lua și în imediată apropierea Parlamentului să ridicăm un hotel cu 10-15 etaje? De ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că noi am avut cazul ambasadei Franței. Aduceți-vă aminte acel conflict. Da, vă rog. Da, din păcate așa și este. Dacă un, spunând la ce că trăim cu dumneavoastră într-o societate democratică și dreptul la proprietate privată trebuie să fie respectată, dar aceasta nu înseamnă că odată ce tu ai în proprietate un lot de teren și el se află, de exemplu, lângă Parlament, să nu contează. Ca exemplu. Da, asta încă nu înseamnă că ai drept și poți să-ți permiți să construiești orice ce. Deci aceasta trebuie, trebuie de ajustat legislația noastră la astfel de momente, ca să nu se permite, cu toate că deja într-o măsură oricare avem legiferat faptul ce și unde poți construi și de ce nivel. Doar că Nu se preține cont. Aici, pe de o parte, este faptul că îndiuși așa autorizații se eliberează pentru a construi un loc. De exemplu, dacă se permite două etaje, se edifică nou, da? Pe de o parte este faptul că se emite așa astfel de autorizații, dar autorizația în sine este documentul permisiv. Adică dacă e scris în autorizație 10 etaje, chiar și să vii tu la cel beneficiar al construcției și spui că, uite, dar ce faci? Tu stai un pic, eu am casă alături cu un etaj, mi-a stup tot insolația sau eu mai știu alte momente. El zice, cum așa? Dar păi, uite, eu am autorizație. Zice, stai, dar este lege. Eu înțeleg că este lege, dar eu am autorizație. Și atunci e un cerc vicios, da? Da, este un cerc vicios. Da, domnul Cujocaru, vă rog, dumneavoastră. Referitor, dumneavoastră a spus, dacă nu s-ar putea autoritatea publică locală să intervine de a procura. Noi avem, domnul Poliakov, experiență când am procurat de la Monolit grădinița. Ba mai mult cu atât, am procurat-o la licitații, vreau să zic, primăriei actualmente, de terenul în stânga și în dreapta, colaboratorii primăriei cu semnătura primarului, o dau cum vor ei fără licitații, dar noi procurăm grădinița prin licitații. Bine, am procurat-o, dar asta am salvat o grădiniță, că timp de 11 ani nu s-a construit o grădiniță. Dar uitați-vă câte au fost închis și date în folosință, nu în arendă, dar în folosință. De dragul partidului, să spunem așa, referitor la
Momentul că se poate construi la moment cine și unii vrea. Da, vă spun de ce. Vreau să zic că terenul care este municipal, noi suntem municipalitatea, guvernul gestionează cum să face cu dânsul. Cazul Belinski. Dragul meu, da, terenul este a guvernului, dar sunt niște reguli de joc care duc totodată trebuie să fie respectate. Așa, să fie respectate, dar până în final ele duc la satisfacția cetățenilor, că noi suntem în funcție pentru a satisface necesitățile cetățenilor. Guvernul găsește diferite modalități, companii, în marea majoritate sunt iarăși cu apartenență politică, de a face un edificiu mare. Ba mai mult ca atât, un an de zile a fost, eu nu știu numărul la lege, a fost schimbarea legislației care un șir de terenuri care nu au fost determinate în municipiul Chișinău la cadastru cu zonă, guvernul le-au luat lor. Chipurile ei sunt posesori. Dacă primăria nu a dovedit până acum să expună, să le dea un număr cadastral și le spui a cui el, guvernul automat le-a luat lor. Și noi ne trezim că guvernului nu este rentabil să ții o parcelă de pământ de 300, de exemplu, într-o regiune unde el nu are nimic în jur. E trebuie întreținută. Corect? Și el ieși o vinde. Cum o vinde? Noi știm destul de bine. El nu vinde la licitație. El le dă după apartenențele lor. Și că noi ne trezim cum ne-am trezit, de exemplu, lângă ambasadă. Acolo a fost dat terenul, oamenii se construiesc. Dragii mei, sunt un șir de capitale care, mă repet, chiar dacă vrei să construiești o clădire, este o normă, nu mai mult de 12-15 metri, în care este indicat că chiar dacă tu îți pui acolo drapelul Republicii tale, el nu trebuie să depășească vârful drapelului mai înalt decât este indicat. La noi, din păcate, se aruncă căciula și unii cai de căciula, terenul cel tot este al meu. Uitați-vă, nu este o linie roșie respectată în municipiul Chișinău. Dacă un agent economic a găsit o legătură mai bună cu un afiliat de partid sau un factor de decizie, el are cu jumătate de metru mai mult. Dacă încă mai mult, el are cu 2 metri după linia roșie. Dacă el mai puțin, din păcate, el trebuie să construiască până la linia roșie și pentru dânsul este o restricție. Și ca orașul nostru merge în litera Z. Da, poate este criteric unele momente, dar aici trebuie să sară capurile. Sară capurile la toți aceștia care sunt implicați în schemele este corupționale. Legea trebuie să predomine. Din păcate, la noi predomină apartenența politică la moment. Da, domnul Pulecov, eu insist asupra întrebării pe care v-am acordat-o anterior. Noi avem centrul istoric de iure și de facto. De facto avem. Da. Deci, într-adevăr, avem multe clădiri cu care putem să ne mândrim și care, invers, trebuie să încercăm să le promovăm prin diferite metode, să ajungem chiar până la ceea ca să fie iluminate noaptea în formă frumoasă. Și aici am să mă repet, dar am să ating și un aspect care ați menționat un pic mai anterior, exemplu altor capitale, păi vreau să vă spun că o sumedenie de capitale deja de mult au recurs la această chestie, deoarece ei se străduie să orașul lor să arate frumos și să ademenească cât mai mulți turiști, spre aceasta noi trebuie să tindem. Însă de iure nu avem, din păcate, nu avem. Și mai mult ca atât, aceasta servește un motiv pentru ca tot mai mult să se dărâme clădiri istorice. Zeci de clădiri, chiar sute de clădiri doar în centrul municipiului nostru au fost ori dărâmate, ori lăsate intenționat să se dărâme pentru ca pe viitor să poată să vândă acel lot de pământ. La un preț simbolic. Și ajungem la ceea că în curând pur și simplu vom fi lipsiți de clădiri care ne reprezintă orașul și ne reprezintă istoria orașului nostru. Domnul Pulecov, eu vreau să revenim un pic la ceea ce se întâmplă pe Bulevardul Moscovei 15, barul 3 și să vă întreb, iată aici chiar mi-am notat declarațiile mai multor locatari care zic că au apărut o serie de fisuri în apartament, pe tavan, balcon și așa mai departe. Ce trebuie să facă oamenii ăștia? Pentru că vorbeam un pic mai devreme despre acel cerc vicios. Pe de o parte s-ar părea că există autorizație de construcție, pe de altă parte există oamenii ăștia care la 10 metri de clădirea lor se efectuează alte lucrări. Ce?
să facă omul simplu care nu prea are posibilitatea să deschidă prea multe uși? Da, deci în mod normal, primul ce ar trebui să fac, să adreseze la Inspectoratul Național în Construcții, care ar trebui să deplaseze la fața locului, să examineze blocul și situația care a descris-o locatarii, să constate și să elibereze o prescripție prin care ar interzice construcția cel puțin până la momentul în care nu va fi revizuită construcția care se planifică a fi edificată lângă acest bloc pe care au apărut fișuri. Însă aici ajungem la situația în care noi înțelegem foarte bine, din păcate, până ce inspecția împreună și cu Ministerul Construcției și Dezvoltării Regionale va fi în subordinea PD, din păcate nu se reacționeze. Asta este situația și ajungem în situația în care unica soluție asta ar fi adresarea în contextul administrativ prin care s-ar solicita anularea autorizației de construcție și a certificatului. Și asta ar dura și ca timp și dar ca procedură. Dar asta, într-adevăr, asta durează extraordinar de mult și ca timp și din păcate, țin cont de faptul că însăși legislația care privește procedura de emitere a autorizației este făcută strict în interesul beneficiarului construcției și nu, din păcate, și nu se ține cont de interesele celor lângă cine se va planifica edificarea acestei construcții. Deci, din păcate, atunci când s-a elaborat această lege, s-a ținut cont de bani și nu de interesul locuitorilor municipiului Chișinău. Domnule Cujocaru, prietorul sectorului Râșcani și nemijlocit arhitectul Borozan, cer scuze, se face că plouă afară? De ce nu intervin? De ce dânsii probabil ar fi trebuit să fie primii? Ei sunt primii, cred că, care au semnat întâi autorizație pentru construcție, una la mână, doi, fotoliu moale. Și eu gândesc pe lângă fotoliu, acolo sunt un șir de dosare cu care ei sunt șantajați. Vă dau și un alt exemplu care poate fi văzut. Pretura sectorului Buicani. Lângă pretura sectorului Buicani merge o construcție fără un act permisiv. Un act permisiv care ar permite să ducă lucrările în volumul care este actualmente. Când s-a dărâmat iarăși la Rășcanovca după ploierile cele mari, o bucată din Moldova Agroimbac, dacă nu mă înșel, atunci ei s-au stopat și aici la Buicani pe perioada oricare. Numai atât cât a scăzut interesul societății. Interesul societății puțin a scăzut, construcțiile merg mai departe. Spuneți-mi, mergem mai departe, de ce noi ne oprim la o construcție? Toate edificiile care au însemnătate istorică, în lume ele nu se permit de a le privatiza. La noi sunt privatizate. În lume nu se permite, deja dacă e privatizat ca moștenire, statul obligă ca ele să fie menținute într-o oricare, să spunem așa, stare. La noi invers, să sui sus, strica cuperișul, ca ploaie, nu omul a făcut, dar ploaie cu ani a făcut. Ca până în final ies demolat și el își face construcția care îi trebuie. În toată lumea, toate orașele, cu atât mai mult capitala, face orice edificiu pentru dezvoltarea tineretului. Asta este parc, bazin, terenuri cu diferite atracțiune. Eu vorbesc de lucruri mai masive. Masiv. Teren de joacă noi l-avem. La noi ce se face? Bazinul Moldova lângă Universitatea de Sport, unde actualmente este Medpark, este distrus și dat sub construcție. Bazinul Iunas, care a fost de pe trandafirilor, este distrus, este dat sub construcție. Dar cel mai interesant, știi ce apare aici? Vreau, spuneți. Este o companie care până în final figurează și la același Palata Sindicatelor. Este aceeași companie care le-a procurat pe toate. Am o apare întrebarea și la toate este fondatorul și ori figurează pentru oarecare schemă, domnul Șor, care totodată figurează și în raportul Crol. Apare întrebarea, oare nu este tot orașul ăsta cumpărat deja de acești oligarhi corupți pe care noi îi tolerăm? Da. Domnul Poliakov,
Cum putem noi stopa, se întreabă cei care ne vizionează la această oră, și dacă această schemă reprezintă, nu știu, o caracatiță care ar putea într-o oarecare măsură fi stopată. Dumneavoastră, în calitate de consilier local, probabil și nu o singură dată v-ați pronunțat asupra faptului că vi se dădea niște legi la pachet să le votați. Pornește tot rău de aici? Da, într-adevăr, este o legătură și foarte multe din construcții am observat că au început să apară anume atât după votul, să zicem așa, la pachet, atunci când printr-o singură procedură de vot, pro-contra s-au obținut, s-a votat câte sute de decizii. Toate ele țin de ori vânzarea, cumpărarea bunurilor, proprietate publică, ori darea în arendă, ulterior, după care am observat de multe ori că se ridică construcții ilegale. Deci s-au votat sute. Eu țin minte ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău din mandatul precedent, când Chirtoacă cam simțea că e șubret și simțea că poate să piardă. Și au votat într-o singură ședință a Consiliului Municipal Chișinău 800 de întrebări. O singură ședință a CMC-ului. Vă dați seama? Și la pachet erau cu sutele întrebări votate. Iată așa, din păcate situația e asta. Cum putem să ne batem cu această situație? Este unica ieșire și sunt chiar convins că unica este ieșirea. Este ca în fine 20 mai noi să ne pronunțăm corect pentru un candidat care vine să schimbe ceva în municipiu și să adopte un astfel de plan. CMC-ul, dacă nu mă înșel memoria, este formată din fracțiunea 5 partide politice. Ce fac ceilalți colegi ai dumneavoastră, iată, în condițiile chiar a stării de lucruri de pe bulevardul Moscova? Stăm bine, mersi, în birou sau ieșim în teritoriu sau mai încercăm uneori să obținem dividende politice? Totuși, ce se întâmplă? Știți, în afară de fracțiunea noastră, din păcate, cam nu se prea zbat alți colegi să facă lumină, să clarifice, da, momentele acestea. Mai mult, că atât sunt unele fracțiuni, că, de exemplu, PL, care nu deopște nu a venit cu nicio propunere, iată, în tot acest mandat, nicio propunere a unui proiect decizie social, deoarece care să vină în ajutor populației. Niciunul. Doar decizii cu privire la vânzarea, cumpărarea loturilor de teren, privatizarea, darea în arendă și așa mai departe. Deci, în afară de subiecte funciare, nicio propunere. Da. Asta este situația. Domnul Cojocaru, colegul dumneavoastră vorbea despre vânzarea sau cumpărarea, vânzarea terenurilor. Vreau să vă întreb, poate cineva ar zice că starea de lucruri este clară, însă oricum haideți să aruncăm mai multă lumină. Ajung banii ăștia, vorbim de o anumită transparență în vestiria statului, sunt utilizați corect? Și tot aici vreau să ne vorbiți despre prețuri. Ceva mai devreme ați vorbit așa tangențial. Uitați-vă, la capitolul dat, cred că nu numai noi, dar și un șir de experți internațional deja s-au expus. Este Curtea de Conturi care deja a calculat care sunt prejudiciile aduse municipiului Chișinău în perioada aceasta. Să vă dau un exemplu mai simplu. Noi avem strada Vasile Lupu. Este ambasada Qatar. Lângă ambasada Qatar era un teren care era preconizat și folosit numai în perioada când era curățit bazinul de la Valea Morilor, Iazul. Era mașina luntre cei care plutea, motor diesel, pompa nemolul, îl depozita în văgăuna aceea, el se sedimenta, apa se ducea înapoi. Asta era menirea lui. S-au găsit băieții buni de la Partidul Liberal cu carnetul albastru și l-au făcut cu număr cadastral. L-a dat în arendă, după ce l-a dat în arendă, în anul 2017, dacă nu mă înșel, l-a votat și l-a vândut. Noi am făcut atunci presconferințe, am blocat sala, am plecat din sală. Că maximal ce a fost, da, măsurile noastre le-am făcut. Bine, eu mers mai departe. El a fost vândut cu o sumă, dacă o transferăm în lei, circa 30 ceva de mii de euro. Suma estimativă pe piață, 4 milioane de euro. Este o diferență între 30 ceva de mii de euro și 4 milioane.
Este da. O diferență. Și e ca sub așa modalitate, de fiecare dată noi găsim câte un teren. Nimeni nu știe că terenul, de exemplu, lângă piața de păsări, când cobori în vale, este acolo un petic de iarbă. El este deja privatizat. Nimeni nu știe că lângă Tutun Cetăcie, cercul de la Tutun Cetăcie nu este municipal, este privatizat. Oamenii, din păcat, văd problema numai atunci când la el în curte se pune un gard pentru a construi. Dar dacă ar fi o transparență în municipiul Chișinău și ar fi un plan urbanistic general, fiecare cetățean ar ști unde și ce este dezvoltat. Actualmente, nu este suficient că un șir de terenuri din municipiul Chișinău sunt dilapidate ilegal, dar întreținerea, măturarea lor, spațiile verzi, este pe umerii noștri. Vreau să zic că consilierii din Partidul Liberal au permis să-l vândă cu bani de nimic și încă și ne-au pus nou la toți cetățenii noi să le achităm întreținerea. Unii noi ne ducem. Eu nu pot să înțeleg de ce în compania electorală care o face chiar acum Silvia Radu nu se ocupă de aceste momente. Că deja acolo unde este o construcție, orice jurist îți vă spui că demolarea de când eu cel puțin țin minte în municipiul Chișinău, că a fost demolată odată o casă cu executorul judecătoresc și clădirea de lângă Palatul Sindicatelor, că nu era apartenență politică. Dar restul, din păcate, dacă deja este fundamentul, el merge mai departe, el se construiește. Noi avem un pas când noi putem răscumpăra. Nu se face pasul dat. De ce? De că el pentru societate, societatea încă nu percepe. Societatea începe a percepe că ea pierde atunci când merge construcția. Dar din timp nu se merge. Din punct de vedere electoral, ei nu este rentabil. Și totodată asta denotă că ei sunt într-o schemă. Ei așteaptă când este fundament, ulterior ei să arată eroină. Domnule Poliakov, pot fi trași la răspundere oamenii ăștia care eliberează autorizațiile astea de construcție? Pentru că vorbim de niște lucruri foarte simple, dar pe de altă parte, în acest nod gordian trebuie găsită soluționarea cea mai simplă. Haideți să punem punct, poate, acestei debandade. Da. Tot ar fi simplu dacă s-ar instala câte o cameră de luat vediri în cabinetele funcționarilor. Și atunci, credeți-mă, așa de multe cazuri ar ieși la suprafață vis-a-vis de faptul cum se eliberează o autorizație sau alta. Fiindcă atunci când se eliberează autorizație contrar unor norme legale, este elementar. Desigur că există un articol aparte care prevede превышение должностных полномочий сервичу, да, дичь пут фитраш ла распундере, дар дим покати но есть и воинцы. Până ce nu va fi această voință, la momentul actual, dar și pe viitor, din primul și în primul rând din partea procurorilor anticorupție, din partea, eu știu, procuraturii generale, nu o să avem sorți de zbândă și ne vom confrunta pe viitor cu aceste probleme. Domn Poliakov, nu vă spărați, care scurt, corupție? Domnul. Dacă noi avem pe Valea Morilor un șer de terenuri unde sunt toate casele a procurorilor, a judecătorilor. Dacă noi avem la aceeași Rășcanov, că nu de parte de Pianei Ugăl, așa numit de către localnici de acolo, este un bloc întreg în care este implicat o persoană cu statut de funcționar public și un procuror. Despre care corupție? Dacă ei întredești să o înțeles, eu îți dau teren, tu nu-i pornești dosar. Da. Mai ce? Domnilor invitați, cu părere de rău, timpul acordat acestei emisii s-a scurs mult prea repede, la sigur că multe aspecte au rămas pe din afară. Cu această ocazie fac apelul către toți locuitorii municipiului Chișinău și către persoanele care au fost vizate în cadrul acestei emisiuni să dea curs invitațiilor noastre pentru a participa la emisiunile respective și de a clarifica până la urmă ceea ce se întâmplă. O seară bună, aveți grijă!